Ziua bună tuturor! Să vă meargă doar cu spor. Un mic detaliu, după care voi continua cu informații. Acum a venit rândul să colectăm semințele de crinii africani. Dacă s-ar usca mai tare, ar cădea pe jos. Ăsta la altul de aici e un pic mai uscat. Deja au început să cadă pe jos semințe, sunt pe acolo ceva semințe pe jos și trebuie să le colectez. Merg colectate toate acum, deci după cum se vede, bățul de la floare e aproape uscat. Mai avem pe ăsta aici. Ăsta nu e așa uscat. Mai trebuie lăsat vreo săptămână, săptămână și jumătate. Acum să vă arăt cum cresc crinii. Se vă arăt crin de un an de zile. Deci ăsta, ăștia de aici, au un an. Au căzut semințe aici și au crescut. Ăsta la altul, ăsta de aici, are 10 cm, e de 2 ani. Altul la fel, depinde, cu frunza mai lată, mai îngustă, deci ăstea au 2 ani. Și acum, avem aici, la crinii de plus 3 ani. Deci cam 3 ani pe plus au și ăștia sunt de 4 ani. A, uite aici am găsit o cală dintre aia diferită. Nu știu cum să o numesc. Știu că am adus și am pus pe aici, dar uite, n-am știut chiar că o să crească acum. Deosebită și diferită total. Deci crinii la 4 ani din semințe fac flori cu siguranță. Deci ăștia au 4-5 ani. Ăsta de aici, vedeți, a făcut floare mică la 3 ani. După 3 ani începe să înflorească. Așa că dacă vreți semințe și vreți să creșteți și voi crini, ei se mulțesc, deci acest bol e full cu rădăcini. Foarte, foarte, foarte multe rădăcini fac și ca să îi desfaci trebuie să strici bolul sau dacă este ca și acesta, deci ăsta ar trebui stricat ca să pot să fac, să desfac și să dau la cineva. Deci, frunze nu face foarte multe, așa că, deci, se vede, are și verde, dar oricum merge colectate. Ăsta merge cel mai bine colectate. Altele nu au crescut din cauza că au petriș, dar astea din pământ au crescut. Cum le colectăm? Să pun telefonul pe trepied. Ok. Deci foarte simplu. Am pungă din hârtie cu nailon, să se vadă ce este. Am tăiat și o punem în pungă. Dacă vrem, putem să punem data pe pungă, că n-am
colectat. Și așa facem și cu celelalte. Deja uite, cap semințe destule pe jos. Am promis că dau la cineva, eu întotdeauna când promit, mă țin de promisiune. Și acum mai am josul asta de aici. Le ținem punga de hârtie să se usuce. Deci plantele cam așa arată și eu vă recomand să creșteți. Sunt foarte frumoase, stau verzi și peste iarnă la mine. La mine din cauza că nu e așa frig. Și în timp ce mai crește o frunză, moare alta. Și întotdeauna sunt frunze verzi. Cu acestea fiind spuse, vă doresc bucurii nespuse. Subscribe și ne vedem la următoarea filmare. În cazul în care doriți semințe, vă rog să mă contactați.